Bine v-am regăsit, prieteni, la un nou mirobolant episod de Stumble Guys. Astăzi avem un skin nou care, dacă mă întrebați pe mine, este extrem de scump, 1500 de gemuri verzi. Asta înseamnă undeva la 8 euro, adică 40 de lei pentru un singur skin. Dar pe lângă asta mai avem miriasa lui Stumblestein, adică acest skin mi se pare interesant. Zici că are părul ăla, zici că e înghețată de fapt și pică pe față. Dar o să picăm și skinul ăsta cu siguranță. Deci o să fie un giga opening. Și dacă vă întrebați de ce naiba nocivanii ai 11.000 Stumble Tokens, veți vedea în zilele următoare, pentru că am filmat deja niște episoade, dar ele vor apărea mâine și poi mâine, așa că hai să trecem la joacă. Chiar dacă este scump, skinul ăsta de zombie chiar merită să fie legendar, arată genial, mie mi se pare impresionant de frumos. Și să nu vă mai zic faptul că nu o să mai apară probabil decât anul viitor de Halloween, nu-ți poate pica la spinuri, deci este un skin exclusiv pe care vreau să-l am. Până una alta am aici un Epic or Better skin, dăm aici cum ar fi să ne pice miriasa lui Stumblestein. Am și văzut-o, bă, deci dacă îmi pică din prima, înnebunesc. Era ceva, era un mare, mare lucru. Dar, după cum știți, eu în ultimul timp nu prea mai am atât de mult noroc la skinuri, mai ales la ideea asta de a obține toate skinurile din Stumble Guys, dar poate astăzi avem un pic de noroc. Fără alte povești, prieteni, îl cumpărăm direct pe Brainy Brian sau ceva în genul ăsta, cum l-o chema pe al nostru zombie cu creierul pe afară. Hai, prietenul nostru, la noi în echipă! Bă, dar de ce nu pune ruleta, mă? Că era fain să vezi ruleta aia cum se duce. Bam, 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 bam. Chiar arăta interesant. Dar, na, ne mulțumim și cu atât. Îl și echipăm, pentru că o să dăm ceva meciuri cu el. Arată fenomenal, prieteni. Deci, mâna dreaptă este făcută doar din oase. Piciorul stâng, la fel și el, doar din oase. Și mâna dreaptă, nu, mâna stângă și piciorul drept rămân încă intacte. Aici vedem cum capul lui zici că e un nou Kinder și creierul zici că e surpriza. Nu înțeleg de ce are și aici la obraz roz, ce are creier și acolo, ce naiba. Sau de fapt e pielea lui, carnea dinăuntru. Ok, arată super tare, super interesant și cred că e șmecher să ai skin-ul ăsta, sincer. Deși e scump și nu vă recomand să dați atâția bani, pentru că sunt o grămadă de alte skin-uri pe care vi le puteți lua. Mai bine dați 1600 de gemuri pe un Stumble Pass și în Stumble Pass ați văzut, uite, am luat Dead Fred-ul, am luat ăsta Jack Lantern și o grămadă de alte random skin-uri, deci clar merită mult mai mult Stumble Pass-ul. Acum hai să trecem la lucrurile cu adevărat serioase, opening-ul, pentru că vreau neapărat miriasa aceea, miriasa lui Stumblestein al meu. Hai să vedem, citim și câteva nume, după cum știți, citeți numele voastre din episoadele anterioare, lăsați și aici comentarii dacă vreți ca în următorul episod să vă citesc numele posibil, probabil, și citesc numele voastre pentru a îmi oferi voi noroc, este ca un soi de cod secret. Ok, un joc David, te rog frumos, din cele 6 spinuri, adu-mi miriasa lui Stumblestein! Hai, dăm și o specială, că de ce nu? Să facem și noi 12.000 de Stumble Tokens. O să o iau razna. Probabil încă vă întrebați, bă, dar cum a ajuns ăsta să aibă 11.000 Stumble Tokens? O să vedeți pe episoadele de mâine și de poi mâine. Sau dacă mă enervez, pun unul dintre ele azi și încă unul duminică. Vedem. Ideea e că am două episoade cu ideea aia de a obține toate skinurile din Stumble Guys. Dar o să le vedeți, sunt insane și am consumat enorm de mulți bani, dar asta este. Eu zic că merită pentru că voi mereu dați like și aș aprecia și acum like-ul vostru. Măi, cred că o să luăm destul de ușor skin-ul pentru că e epic și să fim serioși, epice pică multe. Ok, Danuț Wanka, te rog, cu cele 7 spinuri, adune miresica. Și după ce pică miriasa, Doamne ajută, ce era o special acolo. După ce pică miriasa, dăm ceva meciuri cu Zombalău, că îmi place enorm. Și după aia dăm ceva meciuri și cu miriasa, așa că stați pe aproape. Să vedem care skin îmi aduce mai multe coroane astăzi. O să dau try hard și astăzi.
Hai, te rog, te rog, lasă legendarele, măi, că acum când nu-mi trebuie legendare, îmi dă non-stop. Când concurez cu Țanu în ultimul timp, nu mai îmi pică legendare. Face mișto Stumble Guys-ul. Apropo, mergeți și pe Alexen, acolo pun zilnic Stumble Guys, în general în ultimul timp cu Țanu, așa că aș aprecia să mergeți și acolo. Hai, mire, sică! Ok, Alex, te rog, adune noroc, toți Alex și din lume, inclusiv eu, că și pe mine mă cheamă Alex. Ia uite mă când venea Stumble Shino. Vine să-și vadă soțioara. Hai, vrem să-i vedem soția lui Stumblestein pe mijlocul ecranului. Să pice. Hai. Nu iar legendară, bă. Lasă-ne cu legendarele. Hai, vreau mire Sica. No. Încă nu se arată. Știți și voi că o mireasă vine mai greu și la altar și se lasă așteptată. Ei bine, nu face excepție nici a noastră mireasa lui Stumblestein. Așa că trebuie să avem răbdare, să cotizăm acolo cu bănuțul. Mamă, eu am crezut că contesa îi soția lui Stumblestein, dar nu. Bă, dar numai ăstia vin acum. Ok, așa, mai aflat ceva. Și că după ce trece Halloween-ul, anumite skin-uri de Halloween vor fi scoase de la spin. Deci, așa că eu zic să vă grăbiți, nu știu, să le obțineți, dacă vreți asta. Nu știu dacă am înțeles eu greșit sau nu, dar așa cred. Mai informați-vă și vedeți. Bun, Alex Albăstroiu Mihai, te rog eu frumos, din cele 5 spinuri barbașane, adune norocul. Nomomia, Doamne, câte legendare mai poate să-mi dea. Hai mă, te rog, dă-mi odată miresica aia. Ia uite, familia de pinguini. Dă-mi miresica. Și cântăm. Ia-ți mireasă, ziua bună. Ui, 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 ui. Ia de la tată, de la mamă. Și de la frați, de la surori, măi. Știți melodia asta? Și pe mai era de la grădina cu flori, măi. Doamne, când eram mic, ascultam populară, că mă duceam cu bunicii, cu părinții la grătare, la iarbă verde. Bă, și încingeam acolo o horă, o alea, Doamne, ce fan era. E tare muzica populară. N-ai ce să zici. În anumite condiții, la grătare, la iarbă verde, băi, prea tare, prea fan. Și la nunți, și e tare. Ok, bun. Dragostin Cătălina. Hai, te rog eu frumos, Cătălina. Sau Dragostin, nu știu. Nu legendară. Dă-mi ori specială ca să mai farmăm puncte. Ia, am văzut miresica. Mă, dar se lasă greu, mă. Că numai așa un pic ne-o arată și gata, atât. Uite, iară, face mișto de noi. Ori specială, ori miresica lui Stumblestein. Hai, nu mai fă figuri. Nu mai fă figuri, că atâția bani am băgat. Am calculat câți bani am băgat în total în Stumble Guys. Bine, cu tot cu episoadele care vor apărea mâine și poi mâine. Sau azi și mâine, vedem. Ia, ia! Bine, mă! Let's go! Vin punctele înapoi, asta vreau să văd. Ok, am ajuns la aproape 2000 de lei. De când joc eu Stumble Guys? Hai că era una. Aproape 2000 de lei, undeva la, nu știu, 1800 sau ceva. Bă, mi-a picat de 3 ori aia, ce naiba! Voi vă dați seama câți bani am băgat? Uite, mai e și oferta asta, dar... Oh, mai... Ce să mai fac eu, mă, cu Stumble Tokens? Că uite, că am tot 11.000. Eu am Stumble Tokens infinite, am înnebunit. Ok. Luca Vasile, adune, te rog, noroc. Deci, da. Pe bune. Panda Roșu, mulțumesc că apreciez. Și aș aprecia enorm like-ul și subscribe-ul vostru. Să nu ratați următoarele episoade. Că o să fie nebunie pe Stumble Guys. Dacă nu o să am eu mereu toate skin-urile. Dacă nu o să... Era să pice specială. Dacă nu o să particip eu și la turnee. Facem și live-uri. Dacă obțin și eu creator, fac și eu turnee. Și jucăm împreună cu... Adică mă joc împreună cu voi la turnee. Dar nu știu, trebuie să-mi răspundă și mie că... Bă, că se mișcă greu ăștia de la Stumble Guys. Zici că... Nu știu, mă, zici că ei îmi fac mie un bine enorm. Dă-mi și mie odată creator din ăla și gata. Ok, hai. Banana. Ciu-ciu.
Ok. Eu dacă aș avea un joc, bă, le-aș da creatorilor. Adică, sincer să fiu, le-aș da și puncte direct tot. Pe lună le-aș da și eu, nu știu, 5.000 gemuri, 5.000 stumble tokens. Luați, frații mei. Nu, mă, jocurile trebuie să te stoarcă de bani, mă. Mai sunt și scumpi astea. Vă dați seama, din banii mei atâta power loc cât am băgat. Nu cred că am băgat niciodată într-un joc atât de mult, într-un timp atât de scurt. E insane. Dar, na. Merită că ne distrăm, e fine, îmi place și mie. Ia uite, bă, cum a apărut ea acolo. Șobolanca de mireasă. Hai, mireasă! Mihaela Loredana Zbârciug. Yo! Nu, bă! Bă, era lângă! Eu citeam aici numele, nu eram atent. Hai, bă, faci mișto. Nu poți să cred că îmi dai bait-uri din astea. Hai, dă-mi-o pe miresică, te rog eu frumos. Nu fă miștoacă. Sau mai dă o specială, că nu-mi pare rău. Dar dă-mi-o pe miresică, asta ne dorim. Haide. Lasă-l tu pe Ovițanu, că îl urăsc pe Ovițanu. Nu, de fapt, nu-l urăsc. Dar mă enervează când câștig el. Când câștig eu, e chiar de treabă. Ha, mă, dă-mi odată miresica. Vreau miresica. Dar fii atent, trebuie să facem în felul următor. Stumblestein! Și acum pică. Credeți-mă. Bine, nu acum, dar în următoarele 10 spinuri. Fiți atenți. Codul secret pentru a-ți pica mireasa lui Stumblestein este, fiți atenți cu intonație, ok? Stumblestein! Și gata. Acum doar stai pe spate și în astea 10 spinuri îți pică miresica. Aveți încredere că eu știu. Știu coduri secrete pe Stumble Guys. Sunt un hacker, de fapt. Îți mai pică un urs, un așa, ca să te enerveze, să-ți pierzi răbdarea, dar nu. Tu trebuie să-ți păstrezi răbdarea. Îți mai dă o asta, nu o te interesează. Chiar dacă din aceeași familie, tu aștepți. Aștepți, aștepți și până într-un moment când îți pică miresica. E, acum, mâța asta nu-i chiar miresică, da, cine știe... Cum poate îmi pică și mie odată că sparg monitorul ăsta dacă nu pică. Oricum, e imposibil să nu-mi pice la un moment dat. Deschidem până poi mâine. Nu mă las. Nu cedezi. Bine, o să cedezi poate psihic, dar în rest nu. No și no și nu. Hai bă, că am zis că din astea 10 spinuri. Mă faci de râs. Doamne, și-o bătut joc, bă. Îmi pică titori aceeași legendară, frate. În 10 spinuri. Care-s șansele? Ok. Trebuia de fapt să deschid 6. Stumblestein! Ăsta-i mă codul. Că-i miresica lui, ok? Îți legați. Îți legați pe viață, la bine și la rău. Hai. Și... No. Ok, să mai căutăm noi niște nume pe care să le citim pe aici. Gata, le-am pregătit. Hai măi cu miresica. A fost până acum o singură dată extrem de aproape. Asta înseamnă că trebuie să mai așteptăm până ne mai dă un bait din ăla. Eu, la câte spinuri am în Stumble Guys, cred că am lejer vreo 4.000 de spinuri în total de când joc. Poate chiar mai bine de 4.000. Dar de cât timp deschid eu un Stumble Guys, am impresia că treaba merge în felul următor. Dacă mai ai un singur skin să spice, sau puține oricum, că dacă ai mai multe, nu se mai aplică. Ți-l arată dacă ți-l dă, ai avut noroc. Dacă nu, dacă ai fost foarte aproape, trebuie să mai aștepți. Parcă trebuie să fie tot mai aproape, să fie pe la începutul roții și ți-l tot dă aproape să spice. Dacă iar când să spice nu ți-l dă, la limită îl pierzi, atunci din nou trebuie să aștepți. Practic, așa funcționează, eu așa văd. Că uite, acum nu ne mai arată deloc. De când a fost aproape să ni-l dea și l-am pierdut la limită, nu ne mai arată skin-ul. Și acum așa timid va tot apărea pe aproape. Hai să vedem. No, încă nu. Dar jocul știe, îți dai seama, jocul știe ce lipsește ție. Dar nu vrea să-ți dea așa ușor. Păi unde s-ar mai băga mai banii în joacă dacă ți-ar da skin-urile atât de ușor? Nu frate, trebuie să te enerveze.
Dar la câte puncte am eu, stau pe spate și aștept nunta. Ia vezi! Bă, mie îmi pică speciale, îmi pică... Doamne! În așteptarea miresei îmi pică două speciale legendare. Toate alea îmi pică. Doamne, specială și legendară una după alta. Am iar 11.000 de Stumble Tokens aproape. Ce se întâmplă? Stumble Stein! Haide! Hai, măi! Și numele Damian Ștefan, Florin G și Andreea Carpati. Gata. Avem 3 nume de abonați citite. Păi trebuie să vină mireasa. N-are cum. Hai că te așteaptă toată lumea. Păi vă dați seama? Sunt aici probabil 10.000 de oameni. Se uită la un moment dat la acest episod. Și așteptăm toți o mireasă. Deci e cea mai mare nuntă din lume. Aș putea spune chestia asta. Hai, mireaso, îți mai cânt o dată? Ia uite-o! No, e gata. Dacă nu mai. Iar o perioadă n-o să mi-o mai dea. E clar. Bă, ce mă enervează. Când e la un skin distanță, e grav. E efectiv grav. Uitați-vă că exact așa se întâmplă. Exact cum v-am explicat. Acum nu o să mai vedem o perioadă. Dar nu ne pierdem speranța. Hai mă. Faină e că aici tot timpul îți recuperezi punctele. Că dacă și aici era ca la opening-ul de common și uncommon și ce mai fi pe acolo rare, să pierzi punctele, era jale. Adică vă dați seama câți bani trebuia să bag. Dar aici e mai fain. David Stănilă, te rugăm frumos cu cele 8 spinuri, adune frate norocul. Să putem cânta. Ia-ți mireasă ziua bună. Ra-ta-ta. Iar o trecut mireasa. Și vine moșu. Păi tot vine Crăciunul încet încet. Ni-l dă pe moșu. Ok, prințese nu vrem, că avem. Deja am și două speciale. E nebunie. Păi efectiv nebunie. Hai. Te rugăm, dă-ne. Nu legendară, dă. Ia bă, era mireasa în dreapta, dar nu mi-am dat seama decât după câteva secunde. Doamne, câta clickbait-ul îmi dă, câta bait-ul. De ce zic mereu clickbait? Că e bait doar. Hai bă, lasă-ne. Face mișto efectiv. Dar nu pot trăi cu asemenea troll. Mă, jocul ăsta nu mă iubește deloc în ultimul timp, mai ales. A început să mă urască. O zis, ai toată ța bani și bai și tu bani, dă-te mă încolo să-ți cheltui toți banii. Ok, sunt Ziana, tata, tatarau, tata, sunt Ziana, ok. Atâta. Hai, sunt Ziana, te rugăm, adune mireasa. Sau o specială, de ce nu? Să avem și noi 3 speciale. Am văzut, ia! Ia-ți mireasă ziua bună! Rapa, pa, pa! De la tată, de la mumă! Și! O de la fraze, la surori, măi! Bine, mă! Hai la nuntă! Ui, 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 ui. Asta vreau să vă, mă, frate, mă! Lasă-mă cu spinurile tale! Mai dăm și o specială așa de final... Și lasă-mă să mă joc, că vreau să joc cu skinurile noi. Atât am... Na, bine, mă. Hoțămane, hoțămane, ce faci tu mișto de mine. Ar fi tare să ne mai dea o mireasă. Îți dai seama să aibă Stumblestein 2 mirese. Ok, deci avem miresica, prieteni. Vreau să o vedem aici la Epic Skin. Unde o pus-o? Ultima oare? Nu. Unde-i, mă, miresica? Unde-i, mă, miresica? Am trecut de ea, ce am făcut eu, uite-o. Ia ce, ce interesantă, îi zici că e o înghețată. Deci asta e mireasa lui Stumblestein. Și ăsta, unde e, mă, Stumblestein? Și ăsta e Stumblestein. Tare. Ok, bun. O să dăm un match cu al nostru zombie. Să vedem ce poate. O să dau tot ce pot eu. Sper să am noroc. Pentru că e și primul match de zi de astăzi. Doar ce m-am trezit, e dimineață. Voi veți vedea episodul probabil pe la ora 12:30, ora 13, sâmbăta. Eu acum îl filmez tot sâmbăta. Deci ați înțeles ideea. Ia uite, mă. Ia-ți mireasă ziua bună. Bă, ce fac, mă, ăștia? Mă, voi faceți, mă, faceți troll, mă. Îmi faceți mie troll. Ia uite că doar eu am skin-ul ăsta.
Țiapă! Țiapă! Ce faceți, mă? Vreți să ajungeți voi primii? Șobolanilor! Try harderii! Ok, interesant skin-ul. Și din câte am observat eu, doar eu îl aveam. Da. E un skin destul de scump. Adică, cine ar da 40 de lei pentru un singur skin? Eu, fiind YouTuber, mai înțelegi. Adică te-ai aștepta ca un YouTuber să-l cumpere. Dar vouă, sincer să fiu, nu prea vă recomand. Doar dacă chiar aveți multe puncte sau mulți bani, sunteți bogătan rău de tot. Dar în rest ai putea obține multe alte skinuri. Ok, într-un fel, merită dacă sunteți genul de persoane care vreți neapărat să aveți un skin anume. Adică ăsta e într-un fel de colecție, așa știi? Cam așa îl văd eu. Ok, bine că am trecut. Că era jale dacă nu. Era să pic, nice. Ok. Bun, bine acolo, frumos am trecut. Ia mă ce vrea ăla să dea pumn. Ce vrei mă șobolane, că-ți dau eu un pumn acum. Ok, ok, nu cred că trebuie să fac asta. Dar tot ne calificăm, stați chill. Uite bă că tot a urcat. Eu credeam că e imposibil să mai urci acolo. Ra! Ce vrei mă, mă șobolane mă. Hai să o dăm parte în parte mă șobolane. Dar domnul să nu te mai califici. Hai ia-mă în brațe, ia-mă în brațe. Uite bă șobolanul. S-a dus să se califice, n-o dat o parte în parte cu mine. Voiam să-l fac să nu se califice. Când veniau ultimii, să-i dau mare pumn în meclă. Uite-l pe ăsta, pe boxer. Ce face el mișto. Și acum să se califice altul. O fugi repede de frică. Ha! Șobolanu. Bun, hai să vedem. Suntem deja din primul meci în finală cu al nostru zombie cu creier. Deși zombii în general n-au creier și merg să vâneze creier. Mamă, super slide. O să fie greuț. Vă zic încă de pe acum, mă împiedic ca ultimul noob și nu trec aici. Fiți atenți, nu e așa. Ba, nu mă. Hai că-s respectabil. Ok, hai. Woohoo! Dar nu prea știu eu scheme acum. Trebuie să mă mai învăț pe super slide. Și mi-e frică să le încerc. Parcă mai bine merg la sigur și las pe nubii ăștia să se lovească sau ceva. Mă dați doi în fața mea. De s-ar lovi ei la final. A, păi ăla știe schemele. Da, super slide-ul e un pic cam greu să-l câștigi. Dacă nu știi schemele. No, bine mă, bravo. Ok. Da. Stai chill. Da, nici nu merit coroana asta. Puteam să o iau dacă nu mă loveam de toate alea. Mă, trebuie să mă văd și eu, mai ales la final acolo, să evit obstacolele. Știi că nu e atât de greu. Doar că n-am avut răbdare și energie să mă uit la ceva clipuri ca lumea să învăț. La restul hărților am cam învățat, adică știu scurtăturile, știu cam tot. Dar pe super slide e o mică problemă pentru mine. Însă, mai ales la final, dacă eviți toate obstacolele alea, e win-ul aproape garantat. Suntem din nou pe Tile Fall. No problema, amigos. Stați liniștiți, a fost un meci de încălzire. Nu plecați nicăieri pentru că acum o să fie victoria. Victoria. Vreau să încerc eu scheme. Să mă rotesc, știi? Că pe telefon e mult mai ușor să te rotești. Adică gen bam. Și să mă opresc. Bam, ok. Woo! Al doilea. Eu vreau să pice în finală ceva de elimination, mă, frate. A, mai aflat ceva șmecherii pe Rocket Rumble-ul ăsta. O să vi le zic și vouă, prieteni. Fiți atenți. În primul rând, am putea ajunge la ei în bază ușor. Dacă mai știu eu să fac schema asta, stați un pic să vedem. Deci te duci aici, după aia te duci aici. Mai pici încă o dată aici. A, da, frumos. Și aici deja foarte fain ajung în bază la ei. Acum unul dintre ei au văzut că mă duc la ei în bază. Dar ceea ce vreau eu să fac îi să le fură astea fără să știe, vedeți? Ei nu s-au așteptat, frate. Că n-ai, de unde am venit? Eu uite cum a încercat unul de la mine din echipă să fac asta. Și acum tot ce o să încerc eu îi să fac engage, adică să mă bat cu cât mai mulți dintre ei. Însă m-a bătut direct.
voiam să-i țin ocupați, ca echipa mea să ia cât mai multe baze. Ok, bun. Altă strategie ar mai fi în felul următor. Să țopăiți aici în mijloc mereu și de aici ajungeți oriunde să dați hiturile, ok? Adică, ajungeți, de exemplu, uite acolo să dați racheta. Bam, ați văzut? Am ajuns. Bam, ia uite-l. Îl iau pe ăla? Nu l-am luat. Și puteți apăra ăstea după ce le luați, bineînțeles. Ia stai. E beleaua. Ok, du-te mă de aici. Da, deci din punctul ăla puteți ajunge la toate. Hop, hai să ne luăm asta înapoi. Bine mă, bravo ție. Bun. Și așa îi puteți îndepărta. Dar nu, trebuie să vă și pricepeți să dați bine alea. O să mă duc la ei. Mamă. O să mă duc să iau ăsta de fapt. Da, o să pierdem aici. Nu știu ce echipa am eu, prieten, dar e cam jale. Deși not bad, acum pe ultimele secunde parcă. Da, nu cred că avem vreo șansă. Asta este. Cu toate strategiile, uneori n-ai cum să câștigi. Vă dați seama dacă eram eu în echipa adversă, cu toate schemele, că m-am dus în bază, am mai ținut și ocupați. În fine, cam alea două schemele puteți folosi, mai ales dacă jucați cu boții, gen jucați cu un prieten, sunteți mereu în echipa adversă. Hai că mi-a luat și body block, mersi. Mereu va funcționa chestia asta, să vă duceți în bază la adversari. Prietenul vostru probabil nu o să-și dea seama și atunci o să fie super, super easy. Ok. Aici. Bam. Am vrut să sar eu prin spate, dar mai bine nu. Ne calificăm lejer. Era să-mi dea pumn acolo. Mamă, lejer am zis? Ce lejer? La limită. Wow, wow, wow. Deci un simplu body block la început și ai pierdut tot. De-aia, de multe ori, pe harta asta, eu prefer să mă duc prin, să sar pe 3 trambuline, deși merge și doar pe 2. Dacă mai pic o dată harta, o să vă arăt. Wow, deci body block-ul în jocul ăsta e next level. La un anumit nivel trebuie să fiți atenți mai mult la body block decât la orice altceva, decât la emote-uri, la toate nebuniile. Bun, hai mă, mai vreau și eu o finală, nu mai îmi da Rocket Rumble și de-alea că nebunesc. Bun. Haideți să vedem. Se aruncă ăștia pe burtă instant. Nu o dai cu ei. No. Ok, e jale ce mi s-a întâmplat. Wow, wow, wow. Bă, dar cât ghinion, mă. Uitați-vă și voi cât ghinion. Wow. Da, nu o să mă mai calific, cred. Dar tot încerc. Bă, dar uneori ghinionul ăsta te rupe, frate. Jur că deja încep să cred că e mult mai ok să te duci prin partea dreaptă. Pentru că pe stânga îți prea înghesuiți și n-ai loc de ei. Duceți-vă, mă, de aici. M-am săturat de voi. Uite, mă, ce știu ei scheme în laiba șobolani. Frumos, hai că am învățat acolo să trec de cuburi. Frumos. Ok, aici bam și ne-am dus. Prea târziu. Uite mă că a trecut, mă. Mă trecem și noi. Bine. Frumos. Acum te rog, dă-ne ceva ca lumea. Nu ne mai da. Uite, un laser ar fi beton. Mie îmi plac elimination-urile mult de tot. Sunt foarte interesante. Ok, super slide în semifinală e chiar decent, nu mă pot plânge. Adică deja aici dacă nu mă calific e 100% vina mea. Ce frumos am trecut, am simțit-o acolo. Bun, hop, hop. Și m-am dus, prieteni. E beleaua. Mă, uneori merită să dai intrarea prin alunecare. Aici puteam să mă risc să încerc niște sărituri, dar nu știu ce să zic. Să mă risc? Hai să vedem. Știu unde aș vrea. Aș vrea, uite aici, sincer. Oh, nice, frumos. Bă, da. Nu e atât de grea săritura aia. Bine, mă, că am crezut că nu mă lovește.
Da, 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 o să nebunesc aici. Toată viața mea va trebui să încerc pe dreapta să mă duc. Sau pe stânga, nu contează. În fine, super slide-ul ăsta e criptonită pentru mine. Deci trebuie să mă duc și eu, uite, ca GX ăsta. Bine, nu ca el. Nu ca el, vă zic sincer, dar ar fi fain, sincer, dacă ai putea juca pe ce hartă vrei tu. Să joci solo, să tot testezi, să nu se pună win-urile, dar să te poți antrena, știi? Așa m-aș antrena și eu. Așa până topică super slide-ul ăsta, odată la 5 ani. De asta nici nu-l bag atât de mult în seamă. Însă, uite, astăzi eu picat deja de două ori. Hai. Un paint splash corect. Bun. Hai. Frumos. Bun. Nu pot să cred, bă, dar nu pot să... Cum l-o luam, mă, Dan? Cum, frate, că am intrat înaintea lui? Trebuie să atingi aia sau să fii în spațiul ăla? Doamne, cum mi-a furat win-ul ăsta. Eu nu pot să cred așa ceva. Wow, cum a fost furat win-ul ăsta, prieteni. Nu pot să înțeleg și atât de bine am jucat-o. Vai de capul nostru, eu o să consider că am câștigat acolo, sincer vă zic. Ce insane. Uitați-vă și voi de ce player dau, care mă bat la o milisecundă. Nu știu ce-a fost acolo, dar în fine, o mai contează. O mai contează că nebunesc. Voi ce faceți, mă, uite pe ăștia pe toți aici. Păi aici ții un body block de nu te vezi. Hai că mai merge la dacă e. Ok, bun. Bun, frumos. Nu, mă, Doamne. Paolo. Am vrut să mă duc și eu mai repede. Nu mă băgați în seamă. Ok. Nu cred că mă mai calific. Deci fii atent cât de tryharder sunt ăștia. Astăzi ne vânează ghinionul, stai că nu mai merge nici stream de cu, nu știu, apăs, nu mai pornește filmarea, nebunesc. Ok, bun. Avem o nouă șansă pe jungle roll. Oceți-vă, mă, de aici, șobolanilor. Al naiba, acum ați printre primii. Ok. Păi n-are sens să mă duc prin dreapta, că doar te chinui. Efectiv, nu ajută deloc să te duci prin dreapta. Eu recuperez, uite, easy. Mamă, ah, checkpoint-ul l-am luat oricum. Ok. Se duce clovnul ăsta înaintea mea, dar nu-i bai. O trecu, bă. Mamă, mai opriți-vă. Deci acum a fost o calificare ușoară pe jungle roll, să fim sinceri, dar nu știu, uneori se întâmplă niște grozăvii din alea, o simplă greșeală. Oamenii învață atât de bine race-urile, încât practic foarte rar cineva greșește și uneori mai greșești și tu, logic, și nu mai ai șanse. Dar asta e fain la elimination, că acolo ține foarte mult de skill. Pe honey drop, pe laser, pe toate astea. Bine, mă, că-mi pică iar Rocket Rumble-ul vieții. V-am zis, uneori e bine că pică Rocket Rumble, pentru că ghiși ce, poți face o grămadă de chestii, că mă uite și tu. Doamne, iartă-mă. Mă, ce echipă e asta, mă? Ok, nu mai contează. Mă duc din nou în bază la ei. O să fie fun. O văd ăștia că vin. Uite, bă, că știu și ei. Doamne. Ok. Bă, aparent am dat de unul mai nebun ca mine. S-a pus acolo, s-a bătut cu mine, nu-mi vine să cred. Ce rachetă frumoasă, mâncă la tata de nociva. Bă, steți! Doamne, că-mi vine să-i înjur. Mă, tot echipa mea mă dă pe jos. Bă, aveți probleme, mă? Doamne, iartă-mă, cum îi nimerez, mă, pe nubii ăștia, mă, la mine în echipă mereu, mă? Cum, mă, frate, mă?
Ia uite. Am vrut să mă ferez, dar n-am mai putut. Vai de capul nostru, prieteni. Am vrut să-i dau un pumn să zbor. Iar o să mă dea unul jos, fii atent de nu. Mă, du-te mă de aici. Nu, n-o pica. Bine-s. Frumos acolo. Ia uite-l mă, el mă dă jos pe mine. Bă, dar se putea altfel, mă. Wow, ce enervant poate să fie. Nu mă duc și eu la ei în bază să încerc să fur. Dacă o să ajung vreodată. Mama, cum era să n-ajung. Ok, bun, hai, m-am dus la ei în bază. Cred că m-au văzut oricum. Dar na, ce să facem? Poate îi țin de vorbă și echipa mea face ceva. Hai. Hai, te rog eu, deci am 2 în momentul ăsta, mă bag cu 2. Te rog eu, echipă. Fă ceva, te rog eu, echipă. Te rog eu că i-am pe toți pe mine aici. Hai, te rog eu în ultimele secunde. Hai, 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 hai. Mă, dar n-ai mă cum, mă, dacă echipa ta nu vrea. Dar dacă nu vrea, eu ce... Bă, mă băteam cu 4 oameni, mă, echipa mea, de ce nu a putut să ia liniștit niște... E cel mai important lucru să ții echipa adversă pe loc în jocul ăsta. Dar nu știu, mă, frate, mă, numai incompetența mine în echipă, jur. Eu nu știu cum îi găsește, mă, frate, mă. Pe bune. Stăteam acolo cu 3-4 persoane, pe restul ce făceau? Cu cine se mai băteau? Șocant. Efectiv șocant. Încerc să aplic toate tacticile, că dacă stau eu să mă bat pentru flaguri, nu obțin mare lucru. Mă bat, mă împinge unul, aia au fost. Dar așa, dacă cineva îi ține ocupați, e perfect. Asta este. Ce să facem? Mamă, ce body block era să-mi dea mie ăla, dar i-am dat eu lui. Hai mă, ridică-te. Ridică-te, nea Ioane. Na, bine. Ok. Mamă, și de unde m-o dat, că nebunesc. Ah, oleo. Uite-te, mă, și tu, mă. Mă mai calific și eu, sau? Wow, la limită. Ok, mai avem un spin go round. Aici, te rog, trebuie să fiu atent. Acum pot să trec prin stânga pentru că suntem mai puțin. Atunci parcă a fost... Sau anumă tot atâția era, cred. Bun. Ăla-i, hai, let's go. Bun, perfect, frumos. Mai dau și o piedică. Lejer, lejer, lejereanu. Nice. Uite-te cât de aproape erau restul. Erau extrem de apropiați de finish. Următorii, gen, eu m-am calificat primul și după 2 secunde, bam, toată lumea. Hai cu o finală de elimination. Te rog eu, să fie chiar și bot beige, nu mă interesează. Dar nu super slide, mă. Mă, dar face mișto de mine astăzi. Deci efectiv, doamne, super slide-ul nu pică mai deloc, dar pică acum non-stop. Ce părere aveți? Că eu nu știu ce părere să mai am. Ok, hai că am prins viteză. Îs primul și n-o să mă risc cu scheme. Hai că sunt primul, da. Cum să nu? Mă, ce bătaie aici, prieteni. La pixel suntem unul față de altul. Bine, mă, bravo. Ăsta mi-e mie, norocul. Bine, wow. Nu pot să cred, bă, ce win. Și pe super slide. Let's go. Da, mă, da, asta vreau să vă, prieteni. Let's go. Ok, hai să dăm un match și cu a noastră miresică. De la epice. Este ea undeva pe aici. Am zis că joc și cu ea. Hai să punem... ce să punem? Footstep-ul... Hai să punem ăsta. Ba nu, mă. Dăm cu curcubeu. Bun. Dăm un match și cu miresica. Acum ar fi să-l câștigăm direct pe ăsta.
Bă, dar dă-mi finale elimination, nu-mi da nebunie de super slide, auzi. Bun, acum, dacă tot mi-a picat Humble Stumble aici, din câte am văzut eu, pot să facem felul următor, ia să vedem. Deci te poți duce aici, bun, după care acolo, după care poți ajunge, da mă, frumos, mult mai bine așa. Și pe aici poți să faci schema asta. Let's go, frumos. Hai mă că încep încet încet să fac și eu schemele. Acolo te poți duce prin dreapta ca să nu mai aștepți. Și uite cât avans am avut față de mulți alții. Frumos. Ok, avem o semifinală. Te rog să nu mai fie de echipă. Să fie, nu știu, ai mă, un Lost Temple. Că îmi place. În ultimul timp îmi cam place Lost Temple-ul. Și vreau să și încerc o schemă. Păi Tilefall în semifinală. Ha, mai există ceva mai boring de atât în semifinală? Nu știu, astăzi nu m-a prostim eu, dar parcă văd că iar îmi dă super slide-ul. Ok, ultima era bună. Uite bă ce se duce ăla. Ha, i-am dat pe doi pe jos. Mersi, apreciez. Stai să... Asta, n-am vrut să o ating eu, că dacă o atingeam eu, o nebuneam. Bun, frumoasă calificare cu Miresica, primul match, prima finală cu Miresica, dar dăm te rog un elimination, că dacă nu am înnebunit. Te rog, hai, fii de treabă. Un elimination vreau. Iar îmi dă race. Mă, dar n-a picat un laser, un honey, comb, un block dash, un nu știu, orice. Bot bash, orice, frate. Nimic nu pică, bă. Numai ce vor ei. Îl naiba șobolani. Na. Jur că am dat space. Bă, jur că am dat. Ce să mai zic? Nu mai zic nimic. Oricum, dacă îmi dă numai race-uri... Nu mai. Că o iau pe câmpii. Bă, nici n-am noroc, de ce să vă mint? Adică am încercat o scurtătură, mi-a reușit prima. Uite, mă, de la 5 km. Asta este, ce să fac? Dacă n-am avut nici noroc deloc, nu mai are sens. Ăsta e ultimul match, să dau totuși două meciuri și cu Miresica, pentru că, na, cine știe, poate ne dă un elimination, Doamne ajută. Vă dați seama că în vreo 4 finale nu mi-a dat nici măcar un elimination? Eu sincer aș băga în finale doar elimination. Adică, pe bune, îți ajunge runda întâi și runda a doua race-uri, gen curse. Și frate, bagă în ultima elimination, să fie fun. Fă mai multe hărți de elimination, nu-i problemă. Dar sunt deja, sunt 4 hărți de elimination. Dacă nu mă înșel, ba nu, 5 cu Lava Land. Deci Block Dash, Laser, Honey Drop, Lava Land și Bot Bash. Mai este alta? Come on, sunt suficiente. Și una nu-mi pică mie. Woohoo! Uite, bă, nu pot să cred că e drept. Doamne, iartă-mă. Dar nu că drept, cred că e, da, mă. Eu, doamne, iartă-mă, că eu nu mă mai calific. Un pic am ezitat, că am vrut să nu-mi iau eu hit de la o platformă din aia roșie, că ați văzut că te catapultează și nu te mai califici. Și atâta trebuia. O secundă, deci dacă nu mă întorceam mai repede, nu mă mai calificam. Și dacă nu aveam și alunecarea, cred că nici atât. Șocant! Hai mă, dăm măcar acum un laser ceva, să mă distrez, să dau și eu super punch sau block, deci sau ce vrei. Bine, frumos! Mamă, ce mă distrez acum cu super punch-uri cu alea. Parcă văd că mor stupid. Așa mi se întâmplă mie. Hai. Ce-mi place, acum să-l dau eu super punch-uri și din alea. Ah, nu mi-a ieșit. Bun, de unde vin? Ah. Dă-i și cu pumnul normal că e bine. Bă, dar n-apuc nimic. A, pe ăștia o să moară singuri. Hai bă, dacă îi dădeam una la fantoma aia, poate, poate. Na, degeaba-i de la asta pom, nu? Că s-a ridicat.
E belle, aua. L-am eliminat și eu pe unul măcar cu pumnul. E fain să prind super punch-ul ăla și să-l arunci. Aia e cel mai fun, că oamenii stau pe margine crezând că-s mai safe. Dar acolo poți să-l rupi. Bun, ok, over and under. Asta e, race-urile în finală. Nu putea să dea laser în finală, mă. Asta este, n-avem ce face. Asta e viața. Fiți atenți aici, am învățat o schemă. Uuu, bine. Nu îmi da body block, că nebunesc. Au mai. Da, rip. Am avut ghinion acolo. Bă, cum se duce. Bă, frate, ăla știe la perfecție harta. Ce naiba. Da, nu mai contează. Wow, șocant. Da, cel mai bine e să exersez pe toate hărțile. Păi mie îmi pică over and under la mii de ani. Și ați văzut că ne-am tot dat body block eu cu super guy-ul ăla. Asta au fost. Îl vreau pe al meu Brainy Brian. Sper că v-a plăcut episodul. Nu uitați de like-ul la blană. Am reușit să iau o coroană. Ei bine, toate cele bune. Șpa, șpa!